Fotbalul feminin este pe cale să-și desemneze medaliatele Cupei României, ediția 2020-2021. Competiția nu mai are un rol atât de important, deoarece câștigătoarea nu se mai califică în cupele europene, competiția având un caracter mai mult amical decât oficial. Federația Română de Handbal a programat zilele trecute optimile de finală, fază în care au evoluat și 4 handbaliste originare din județul nostru. Dacă Aneta Pârvuț-Udriștoiu de la Dunărea Brăila a fost eliminată de CSM București, Andreea Gădăleanu și Ana Maria Șerban de la Știința București au fost scoase din competiție de HC Zalău, formație la care joacă Andreea Mihart. Astfel, fiica fostului divizionar din fotbalul românesc continuă lupta pentru medalii în Final Four-ul de la Brăila, pe 28 și 29 august. Zalăul întâlnește Gloria Buzău în penultimul act. În cealaltă semifinală se duelează Rapid București cu CSM București. Florin Bratu, noul selecționer al naționalei Under-21 a României, a anunțat lotul pentru prima sa acțiune. În lotul de 24 de jucători convocați pentru 2 partide de verificare din luna septembrie, se regăsește și meherințeanul Dragoș Albu. Capitanul de la FC Craiova evoluează contra Angliei vineri 3 septembrie de la ora 21 pe stadionul Steaua București și împotriva Georgiei marți 7 septembrie de la ora 21 pe arena Anghel Iordănescu din Voluntari. Cele 2 meciuri amicale sunt partide de pregătire înainte a campionatului european. În 2023, România va participa la a 3-a ediție consecutivă de Euro Under-21, de această dată în calitate de gazdă, alături de Georgia. Semifinalistele ediției de peste 2 ani vor participa la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.